Remus, vreau să-ți mulțumesc în primul rând că particip la acest testimonial în care împărtășesc din experiența ta din cadrul programului. Mă bucur că am participat la program. A fost probabil cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru mine în ultimii ani. Știu că tu trăiești, lucrezi, locuiești pe un vas de croazieră unde nu ai foarte multe posibilități și totuși ai avut niște rezultate. Poți să spui prima dată ce ai rezultate, ai obținut în aceste 12 săptămâni de colaborare și ce s-a schimbat în viața ta? Cred că 12 săptămâni am reușit să slăbesc în jur de 11 kg, am făcut 16 cm în talie. Mă simt mult mai odihnit, am învățat o anumită rutină, cum să mănânc mai bine. O experiență foarte, foarte bună, adică mă uit în oglindă și mi se pare că eu, de la începutul anului până acum, sunt cu totul și cu totul alt om. Am schimbat uniformă, am început să schimb garderobă, acum o lună jumătate am schimbat o curiaș și acum trebuie să o schimb iar, adică este un progres continuu și absolut foarte vizibil în interviul de angajare pe care l-am făcut. Cel mai important lucru pe care ți l-am spus a fost că am nevoie de o disciplină din punct de vedere alimentar, pe care acum o am, pe care am învățat-o și adaptat-o nevoilor mele și posibilităților mele. Tu ești pe vas de croazieră, pe 12 săptămâni, tot acolo ai fost. Nu ai putut să-ți gătești, te-ai antrenat acolo, la fie la sala de fitness sau cu greutatea corpului, nu ai avut restricții alimentare și ce rezultate ai obținut în 12 săptămâni? Am slăbit 11 kg și am dat jos 16 cm. Deci 11 kg și 17 cm pe talie și de câte mi-ai spus, a trebuit să-ți schimbi un pic și uniforma parcă, da? Da, și uniforma și garderoba. Tu înainte ce ai mai încercat? Exerciții de cardio foarte intense, gen Sanity și UFC, care ajutau până la un anumit punct și nu știam cum să depășesc acel moment în care totul stagna. Adică mergeam la mișcare, transpiram din toți porii, dar nu vedeam acel progres de la un anumit punct pe care voiam să-l fac. Nu mergeam să fac antrenamente cu greutăți sau să merg la sală ca să fac greutăți sau aparate. Pur și simplu mă axam pe un cardio care folosea greutatea corpului foarte, foarte. Și ce a fost diferit în program față de această încercare de data de dinainte? Probabil faptul că a trebuit să contabilizez fiecare exercițiu, a trebuit să contabilizez tot ceea ce mănânc, apa pe care o beau, somnul, fasting-ul, tot absolut, a reușit să creeze acel declic care să mă facă să slăbesc și în același timp și să mă tonifiez și să reușesc să pun un pic de masă pe mine, lucru care înainte nu prea se întâmpla. Adică eu am mai fost la greutatea la care sunt acum și este o diferență enormă pentru că înainte mi se părea că sunt foarte, foarte slab și atât. Acum când mă uit în oglindă se vede o anumită formă la triceps, la biceps, la piept, se vede burta a reușit să se ridice și să nu mai fie ea lăsată. Așa, forma mușchilor este mai evidențiată. A fost un full body transformation foarte wow din partea mea. Pe tine ce te-a făcut să te alături programului Burtajos? Te urmăream pe Instagram de ceva timp, ca să pun așa într-o perspectivă. În ianuarie aveam 120 de kilograme, am apelat la un nutriționist care m-a ajutat să dau un pic jos și după aceea te-am descoperit pe Instagram, dacă chiar nu mai țin minte exact cum. Și în timp ce eram pe vas, a fost un reel care pur și simplu parcă vorbea cu mine, știi? Și a zis, ok, hai să încerc și eu programul Burta Jos. Și după ce am văzut reel-ul ăla, a făcut ceva click în mine, ți-am scris, am vorbit, te-ai angajat și tu să mă ajuți chiar dacă condițiile nu erau cele mai bune din punct de vedere al localizării mele, al faptului că nu am acces la o bucătărie, faptului că programul este foarte diferit față de un 9-to-5. A fost cumva o provocare și pentru tine să accept să mă ajut. Programul meu de muncă este foarte ciudat. Știu când încep, nu știu când termin, avem zile pe mare când poți să lucrezi și 13-14 ore pe zi. Avem zile în porturi în care uneori avem anumite duty-uri pe care trebuie să le facem. Trebuia să mă adaptez acestor lucruri, să mă adaptez fasting-ul, să adaptez orele la care mă duc la gym, să adaptez și simplu faptul că uneori pur și simplu nu aveam internet. Trebuia să fac exerciții. Da? Ușor, ușor am început să le pun în practică. Să dorm acele 7 ore pe noapte, chiar dacă terminam munca pe la 4-5 dimineața. Dormeam 7 ore pe noapte, mă trezeam. Zic, ok, am vreo 3-4 ore până încep munca. Ce trebuie să fac? Trebuie să mă duc la gym. Veneam la cafea să mă energizez un pic sau măcar să mă trezesc. După aia mă duceam să fac antrenamente care erau mult mai scurte decât ce făceam înainte, foarte intense și schimbarea s-a văzut imediat. Odată ce am reușit să mă adaptez acestui program, după aia totul venea natural. Sunt foarte curios ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program. S-a acotat foarte mult vital pe care și tu și Bilu mi l-ați oferit. Faptul că
din punct de vedere nutrițional, nu am avut acces la rețetele tale, adică de tot nu am pus mâna pe o tigaie în toate aceste 3 luni. Am mâncat ce mi s-a dat sau ce am putut eu să aleg de acolo. Și faptul că mi s-a spus mai puțin din chestia asta, mănâncă mai mult din chestia asta. Inclusiv faptul că poate mai existau zile în care mâncam mai rău. Știam după aia cum să combat acest lucru. Știam ce să fac pentru a echilibra acea balanță de bă, astăzi am avut, de exemplu, un party cu chipsuri și alune și un pic de bere sau și am stat până la 4-5 dimineața. Știam că a doua zi pot să țin 24 de ore sau 36 de ore de fasting fără nicio problemă, pentru că corpul deja s-a obișnuit în acest mod și nu neapărat corpul, ci mentalitatea s-a obișnuit să facă acest lucru. Cum ți s-a părut partea de mentorat al programului? Ai simțit că a fost prea stresant să ai acolo pe cineva care te verifică non-stop sau cum ai simțit asta? Nu, dimpotrivă. Mi s-a părut că a fost un beneficiu. A fost o chestie care îmi făcea să fiu și mai responsabil. În primul rând mă făcea să mă simt dezamăgit de mine și după aia și de voi. Dacă eu aș fi călcat prin trechit din ce în ce mai mult sau des și a pus o extra responsabilitate pe mine. Faptul că e cineva acolo care are grijă de mine și își consumă din timp și energie ca să aibă grijă de mine și trebuie să am și eu grijă de mine. Și v-ai simțit, din câte înțeleg, că nu mai ești singur și că și noi ne dorim la fel de mult să ai succes ca și tine și atunci povara și disciplina s-a împărțit. A fost o colaborare super bună. Tu ce ai de spus pentru persoanele care nu reușesc să slăbească singuri și tot caută momentul potrivit să acționeze? Că și tu ai fi putut să zici că mai nu pot să fac, că n-am posibilitățile necesare, sunt pe vas, lasă-mă că încep când sunt acasă în România sau ceva de genul. De obicei făceam aceeași glumă și ziceam că mă apuc de dietă în aceea zi, mâine, până am hotărât să nu mai încep mâine și să încep azi. Și asta le recomand și celor care vor să slăbească sau vor să se tonifieze sau vor să ia parte la un program în care să veți anumite lucruri, să nu mai aștept de acel moment și să ia decizia în acest moment, să se alăture programului tău, să se alăture ție, până a vedea că a slăbi nu este într-adevăr atât de greu, nu este nevoie de dietă restrictivă, nu este nevoie de acel gând că, aole, mă pune asta să mănânc cu salate și fără dulciuri și să te gândești că cumva cel mai greu lucru într-o dietă e chestia aia. Nu ai acces la mâncărurile care îți plac, să nu ai acces la mâncăruri care să te facă să te simți cu bine interior. Cu tine nu a fost așa. Am avut acces la tot felul de mâncăruri, n-am avut o restricție bine stabilită, am avut pur și simplu o educație pe care să o pun și să pot să mănânc lucruri care îmi plac și care știu că mă satisfac fără a fi părat sau fără a fi speriat sau fără a fi constrâns de anumite lucruri. Ceva am putut să mănânc chiar salată și salată mâine, salată cu mâine și 3 luni trebuie să fiu super drastic cu mine. Okay. Super mulțumesc în primul rând pentru crederea acordată. Țin să te felicit că ai reușit să obții aceste rezultate și pentru persoane care ai devenit contrar posibilităților pe care le-ai avut la îndemână și sunt convins că o să ne auzim cu bine cu tot aceeași rutină pe care le-ai acum. Eu sunt pentru tot timpul acordat pentru